Mă numesc Denisa și am 16 ani și am participat la acest proiect de curiozitate. Sunt Trefil Cosmin David, am 16 ani doar ce am împlinit și am venit la această activitate pentru că sunt pasionat în acest domeniu cu filmări, cu fotografii și am vrut să-mi dezvolt aceste calități, să spun așa. Sunt Ela și am 15 ani. Am auzit de la o prietenă de-a mea și a zis să încercăm, să vedem ce se întâmplă. Mă numesc Teodor Ștefan Silvestru, am 16 ani și am venit la acest proiect pentru că mi s-a părut foarte interesant faptul că ai o șansă să faci un film cu o echipă și gratis, pentru că dacă ai face acest lucru și, nu știu, ți-ai chemat prietenii, 90% din situații sunt refuzate, pentru că nu e o motivație de genul în care să ai de ce să faci ceva. A fost foarte frumos. M-am distrat. A fost o experiență nouă și chestia asta m-a ajutat să mă dezvolt din anumite puncte de vedere. Eram curioasă să văd cum se realizează aceste documentare, filme, pentru că mi se pare că sunt foarte frumoase. Probabil m-a ajutat și la anxietate. Nu îmi place să vorbesc în fața camerei sau cu oameni noi. Sunt puțin mai închisă. Și asta m-a făcut să mă deschid față de alte persoane. Ce schimba în lumea asta, dacă ai putea să schimbi ceva? Este să nu mai există de multe diferențe între oameni legate de naționalitate sau de modul cum arată un om sau faptul că îl percepe doar pentru că face un anumit lucru la început și atunci și practic gândim toată personalitatea pe cum s-a prezentat prima dată. Și aspect. Aș schimba tot așa relația între oameni pentru că mi se pare că sunt foarte liniști. Cum încearcă tot timpul să caut un defect și să cumva să pară că eu sunt mai tare, eu am ceva mai bun, în loc să încercăm să definim și calitățile celorlalte. Corect. Ai ceva ce te doare, de exemplu? Da. Ca un exemplu? Care să îmi place personal? Nu am neapărat un defect, numai că am văzut foarte mult în jurul meu, adică mi se pare că încercăm să ne diferențiem și să pun calitățile mele pe deasupra celorlalți, în loc să le conturez cumva să le aduc și pe ceilalți în ale mele. Bun, perfect. Diferențele dintre culoarea de piele, adică sau accentul pe care le au din limba lor natală. Dar ție ți s-a întâmplat persoana, te doare ceva legat, personal legat de asta? Văd anumiți oameni care fac mișto sau se poartă foarte urât cu acei oameni care încearcă să ne vorbească limba și au un anumit accent. Da, există aici în Crișoara? Sau unde ai văzut asta? Unii, da. Pe mine interesează diferența asta dintre sexe, este ceva care seacă pe limba, cum că oameni să vă respecte, că vă puteți, că nu este băieți, că nu este mai tare, că nu știu ce și îmi place multe exemple în care am văzut foarte mult diferențiată și chestii și copilărie și acum. Și mi se pare foarte, foarte, foarte dezgrațios să vezi pe cineva cu unul la tine pe stradă și face toate felurile doar pentru că e ai un alt sex. Mi se pare despus total, e un despus total ce face el, că urlă, vine la tine, te ciupește, te trage de tine, o e.
Dar s-a întâmplat asta? Mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Nu știu, să țipe urme la mine pe stradă, să mă fluiere, să-mi dea parte de serpunt, să tragă de mine, să mă întrebe ei, fata că nu face să face primătură, să... prostine ce. Ok, perfect. Eu îmi schimbam pentru că oamenii cum mă găsesc foarte închiși la minte, adică, spre exemplu, la noi respectă foarte mult tradițiile unii dintre ei, adică sunt și tradiții foarte... care nu au niciun rost, nu au niciun sens. Cum ați care? Dăm trei dintre. De exemplu, mărită copii foarte, la vârste foarte mici și sunt și niște tradiții foarte multe în timpul munții, atunci. Adică de mult, dar cum ar veni fac așa fete și... Ia povestește-mi puțin, interesant. Ca să văd dacă fata e foarte mare sau... Așa. Da, și... Există asta să practică continuare. Da, și mie îmi place de lucruri super foarte tare. Da, adică o să se întâmplă și vouă chestia asta? Nu. Sau aveți alt gen de părinți? Mama nu. Mama e gen de persoană care a avut ea la rândul ei aceste chestii și a pățit aceste chestii și mi-a plăcut și așa că... Hai! Se sperie degeaba. Pentru ce-ar fi trofeele astea? La club Robert sau mă plimb seara prin oraș. Mașina pune telefonul în gabă, da? De aceea asta. Și legat de, ca să mă leg de ce zicea Anelise cu interesul copiilor, dacă în prima zi de atelier de film începeam la ora 11 și de fapt ne strângeam și începeam să începem la ora 12, astăzi copiii au cerut să vină la ora 9 dimineața. Deci, probabil că asta spune ceva despre cât de mult s-au investit și cât de mult și-au dorit să ducă chestia asta până la capăt și clar e ceva ce merită aplaudat. Și o să începem cu asta. Didactic și al unui director să fie sunat și să spună știți copiii sunt la poartă și vor să intre să lucreze. Wow!
da? Dacă o altă, dacă facem eforturi pentru câte o activitate, acum zic neapărat. Deci este unul de câștigă. Cu alte cuvinte, aș vrea să rig gardul ca să intrăm, nu ca să ieșim. Așadar, dăm niște diplome de participare înainte să vedem filmele. Ce mai impresionant pe mine a devisa, chiar eu am cântat, este că mi-am spus așa, în fiecare zi, îmi tot spune lumea de pe stradă, ce te mai duci, mama, și poate că pustii. Deci vreau să spun că ce faci tu în fiecare zi e minunat și că viitorul tău se construiește acum. Fiecare oră pe care o petreci la școală înseamnă niște ani foarte, foarte buni pe mai încolo. Și asta o zice din experiență. Da? Așa că faptul că ignori tradiția și toată presiunea asta pe capul tău e mare lucru și vreau să te felicit personal și nu tot așa. Și